Angajații Inspectoratului de Poliție Glodeni, pe urme fierbinți, au reținut două persoane. Tinerii cu vârsta de 21 și 23 de ani sunt din Chișinău și Ungheni și au comis furturi în noaptea spre 13 iunie. Aceștia au sustras bunuri materiale din câteva automobile. Mai multe aflați în reportajul realizat de colegii mei. Mai mulți șoferi din Glodeni s-au trezit cu geamurile sparte de la automobil după ce doi tineri au sustras din ele bunuri materiale. Angajații Inspectoratului de poliție i-au reținut pe un termen de 72 de ore și în prezent ei se află în izolatorul de detenție provizorie. La data de 13 iunie 2014, de către angajații Inspectoratului Poliției Glodeni, în urma măsurilor speciale de investigație, au fost reținute două persoane cu vârsta de 21 și respectiv 23 de ani, locuitori a municipiului Chișinău și a orașului Ungheni, care în noaptea spre 13 iunie 2014 au pătruns în patru automobile aflate parcate în fața blocului de locuit, de unde au sustras mai multe bunuri materiale, pricinându-le victimilor daune în proporții considerabile. Suspecții la moment sunt reținuți pe un termen 72 de ore și se află în izolatorul de detenție provizorie a Inspectoratului de Poliție Glodeni. Aceștia riscă o pedeapsă de până la 4 ani de închisoare. Ținem să menținem faptul că unul din suspecții anteriori a săvârșit un act de tâlhărie. O altă persoană din satul Sturzov, care riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, și asta din cauza că la domiciliul acesteia au fost ridicate 100 de plante de cânepă, cânepă uscată și un pistol confecționat manual. La data de 11 iunie 2014, în urma percheziții efectuate de către angajații Inspectoratului Poliției Glodeni, la domiciliul unei persoane din satul Sturzovca, Raion Glodeni, au fost ridicate 101 plante de cânepă verzi, un pachet în care se aflau circa 200 de grame de cânepă mărunțită uscată, o sticlă special adaptată pentru consumarea substanțelor narcotice, un încărcător de la automatul Kalashnikov în care se aflau 5 cartușe și un pistol confecționat manual. Dacă ar fi găsit vinovat, suspectul riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Inspectoratul de Poliție Glodeni atenționează oamenii să nu-și lase fără supraveghere mijloacele de transport și bunurile.